să fii numai bun. Păi Dumnezeu nu este bun, numai bun. Este și rău. Nimeni nu vrea să fie ca Dumnezeu, să fie și rău. A prezentat pe Iisus numai bun. Și nu există așa ceva. Omul este și bun și rău. Acesta este Sfântul. Sfântul este un om bun și rău. Nu este numai bun. Voi toți sunteți sfinți. De ce? Pentru că soarele de iubire din noi se manifestă sub formă de bun sau rău. Ia ambele roluri. El nu este numai bun. Sfânt nu înseamnă numai bun. Sfânt înseamnă bun și rău în același timp. Pentru că cu idolii, soarele de iubire și Dumnezeu este rău. Și noi, cu idolii care ne atacă din față, putem să fim răi. Nu putem să fim numai buni. În momentul în care îl acceptăm pe Dumnezeu așa cum este bun, rău, atunci ne putem accepta și pe noi așa cum suntem. În momentul în care îl vom iubi pe Dumnezeu bun, rău, atunci vom fi și noi numai iubire. Este nevoie să-L acceptăm pe Dumnezeu și greșit și păcătos și nespălat, că noi suntem El, să ne acceptăm pe noi și greșiți și păcătoși și nespălați și leneși și trădători și mincinoși. În momentul în care îl acceptăm pe Dumnezeu negativ, vom putea să ne acceptăm pe noi așa cum suntem. Când vom accepta pe Dumnezeu greșit și păcătos și desfrânat, ne vom accepta și pe noi așa cum suntem. Când nu vom mai absolutiza nepăcatul, lipsa de greșeală, înfrânarea și alte virtuți, idealuri, principii și reguli, numai atunci putem să-L acceptăm pe Dumnezeu negativ. Dacă ne punem acest idealul pe primul plan și reguli și le absolutizăm, îl vom respinge pe Dumnezeu negativ. Nu vom putea să-L iubim. Atunci nici noi nu vom putea iubi și accepta pe Dumnezeu greșit și păcătos și desfrânat, așa cum vine El de obicei spre noi. Pentru că noi de obicei suntem idolatri. Asta e singura problemă a lumii, singura problemă care nimeni nu vorbește, dar nimeni, idolatria. Dacă am înțelege acest lucru, toate situațiile dificile din viața noastră s-au rezolvat de la sine. Dacă am renunțat la idol, niciun rău n-a mai putea să vină pentru că nu mai avem idol și nu există ce să fie distrus. În momentul în care respingem Dumnezeu greșit și păcătos din față pentru că noi am absolutizat lipsa de greșeală și nepăcatul, noi nu putem să-L acceptăm pe Dumnezeu nici din noi, când greșim și păcătuim mai mult, totizând-ne păcatul și lipsa de greșeală, îl punem să vină prin noi sub formă de greșeală și de păcat, deci ne va pune să păcătuim. Să înțelegem clar asta. Atâta timp cât punem idol mai sus, ne va pune să-i distrugem prin noi, îi va distruge. Ne va pune să-i încălcăm. Deci noi am ajuns să nu-L iubim pe Dumnezeu din noi, pentru că nu e perfect, nu e conform idealurilor noastre. Noi vrem ca Dumnezeu să fie numai ideal, perfect. Și atunci îl punem să vină pe invers, prin noi. Va fi mereu imperfect, atâta timp când noi ne ținem strânși. Dar acel ideal va veni mereu sub formă de imperfecțiune. Și El ce mi-a zis? Dă-ți drumul, dă-ți voie, acceptă-mă așa cum sunt. Dacă pui un ideal de perfecțiune mai sus, voi veni pe invers, sub formă de păcat, de greșeală. Ca să-ți distrug ce ai pus tu mai sus. De ce? Ți-a permis să pui ceva mai sus când ți-am spus să nu pui nimic mai sus. Pentru că nu există ceva mai sus care însemna să pui materia pe primul plan, ci inversezi ordinea lumii. Materia nu poate să fie primordială. Când pui ceva mai sus, faci materia primordială și ataci sufletul și pierzi viața. Și noi tot timpul, dimineața până seara, punem ceva mai sus. Punem comoditatea, ușorul, plăcutul, lenea, apa caldă, dulcele, nu mereu ceva mai sus. Acelea ne iau viață, trebuie să înțelegem, noi pierdem viață datorită acelui mod de comportament idolatru. Suntem răi cu Dumnezeu din noi, vrem să-L distrugem, vrem să-I omorâm corpul, să-L abuzăm. Trebuie să învățăm să-L acceptăm greșit așa cum este. Să refuzăm perfecțiunea, să nu o vrem să o respingem. Așa ne vindecăm, spingând idolii, întotdeauna opunându-ne lor, să facem invers decât ne zic idolii noștri. Pe invers, mereu. Pui mai sus lipsa de greșeală, dă-ți voie să greșești. Pui mai sus nepăcatul, dă-ți voie să păcătuiești. Pentru că oricum, ce numim noi păcat, ne-au pus ei și ne-au învățat ei să numim păcat, este chiar divinul. Și oricum nu se va întâmpla, că tu nu pui pe primul plan nepăcatul, nu va veni prin tine să-ți distrugă nepăcatul. Deci nu te va pune să păcătuiești. Atât trebuie să faci. Să nu pui nepăcatul pe primul plan, lipsa de greșeală, perfecțiunea mai sus, că te va pune să fii imperfect, să fii greșit, să fii păcătos. Oamenii zic, da, stai, cum să ajung eu să păcătuiesc? Nu asta este problema. Nu pune nepăcatul mai sus și nu vei ajunge să păcătuiești. Că vei ajunge să păcătuiești obligatoriu dacă pui nepăcatul mai presus de toate. Dacă pui perfecțiunea mai sus,
vei fi imperfect. Va veni sub formă de imperfecțiune prin tine. Dacă pui lipsa de greșeală mai sus, te va pune să greșești prin tine. De aceea nu te vei accepta și te vei simți vinovat. Nu e problemă să nu păcătuiești. Problema este să nu pui nepăcatul mai sus. Și atunci nu va fi nevoie să vină sub formă de păcat prin tine sau din fața ta și să cazi. Trebuie să învățăm să ne acceptăm așa greșiți cum suntem, așa păcătoși cum suntem. Dumnezeu este și păcătos și greșit. Nu mai pune nimic mai sus, mai este nevoie să vină sub formă de păcat și greșit. Altfel va veni obligatoriu. Ce spune Dumnezeu? Eu sunt Alfa și Omega. Litera Alfa este prima literă. Omega este următoarea literă. Eu sunt plus și minus. Da? Deci sunt unirea dintre plus și minus. Adică nu puneți nimic mai sus, că nu există ceva mai sus. Sunt singurul. A accepta pe Dumnezeu greșit așa cum este, înseamnă a nu pune negreșeala pe primul plan. A accepta pe Dumnezeu așa păcătos cum este și cum se manifestă prin noi, de obicei, înseamnă a nu pune nepăcatul pe primul plan. Dacă nu pui nepăcatul pe primul plan, nu te va pune să păcătuiești, altfel te va obliga să păcătuiești. Trebuie să-L accepți pe Dumnezeu greșit, desfrânat, păcătos, așa cum este. Asta înseamnă să nu pui mai sus înfrânarea, lipsa de greșeală, perfecțiunea, nepăcatul. Să nu pui mai sus, că altfel te va pune să le trăiești. Obligatoriu. Să nu pui nimic mai sus, că vei trăi opusul. Să-L acceptăm pe Dumnezeu așa greșit cum vine El de obicei și păcătos. Să nu zicem că e rău. În momentul în care zicem că ceva este rău, înseamnă că avem un bine absolutizat. Atunci va trebui să vină sub formă de rău. Când noi punem un ideal mai sus, ne-am întărit ego-ul. Nu va trebui să vină să ne-l distrugă. Să învățăm să-L acceptăm pe Dumnezeu așa greșit cum este El mereu. Așa cum se manifestă prin noi. În momentul în care am pus negreșeala pe primul plan. Dumnezeu este bun și rău, trebuie să înțelegem. Noi nu înțelegem ce Dumnezeu. Este bun și rău în același timp. Dacă zice că nu mai e bun, vine sub formă de numai rău. Să-L acceptăm pe El și greșit. Și atunci dispare eu-ul nostru. Și fără eu, nu are nicio neplăcere ce să vină din față, că nu are ce să scadă la noi, sau boală. Și dispar bolile. Deci așa dispar bolile, nefericirile și necazurile în viața noastră. Când nu mai luptăm pentru binele nostru, mereu ne înfrângem pe noi și cedăm binele nostru celorlalți. Toate cele spuse de noi, când nu lupți pentru adevărul și dreptatea ta, când ești de acord cu toate părerile, când dai dreptate la toată lumea, când te lași folosit, dai întâietate celorlalți, nu-ți cauți niciodată mai mult binele și renunți la el foarte ușor. Dacă ți este ușor să renunți la binele tău, atunci Dumnezeu este cu tine. Așa te verifici dacă Dumnezeu e cu tine. Cât de ușor renunți la adevărul, dreptatea, binele pus pe primul plan. Atât de mult iubești, cât de înfrânt ești cu inima, cât de mult nu te aperi pe tine, ego-ul tău, cât de mult cedezi binele tău tot timpul. Nu putem să spunem, mă accept pe mine așa cum sunt, pentru că atunci întărești ego-ul. Nu mai punem reguli fixe pe primul plan și atunci nu mai este nevoie să vină sub formă de încălcare a regulilor prin noi. Să ne pună să încălcăm regulile, să ne ferim, să ne temem. Când punem ceva mai sus, ne va pune să le distrugem singuri. Cei mai mari încălcători ai regulilor sunt cei care le absolutizează. Divinul se manifestă întotdeauna pe dos prin noi. Noi tragem într-o parte, El trage în partea opusă. Să-L acceptăm pe Dumnezeu că se manifestă prin noi sub formă de greșeală și păcat. Asta este iubire. Pentru că în momentul în care am pus negreșeala pe primul plan și nepăcatul sau perfecțiunea, El vine sub formă de greșeală, păcat sau imperfecțiune. Îl acceptăm că vine sub formă negativă ca să ne salveze viața. Distruge idolii noștri și ne salvează viața. Dacă luptăm cu El, vom suferi. Asta este suferința sau mărealea noastră. Faptul că luptăm cu El și ținem de diavol. Înclinăm la diavol. Diavol înseamnă ceva mai sus și mai bun. Și când ne împotrivim Dumnezeu care vrea să ne vindece, să ne distrugă idolii, să ne salveze sufletul, împotrivim Lui, apărăm un diavol, că diavolul este tot ce pui mai sus, aperi ceea ce pui mai sus, apare suferința. Pentru că îl respingi pe El, te opui. Toată suferința noastră înseamnă opoziție la divin. Trebuie să-L acceptăm pe Dumnezeu că se manifestă prin noi și ca desfrânare, ca păcat, ca și greșeală. Aceasta este iubirea. Opoziția la idealurile noastre. În clipa în care începe să ne opunem idealurile noastre și să nu le respectăm, să nu le aplicăm, să le respingem, să ne opunem lor, să facem pe dos de când ne spun ele, atunci acel lucru este eliberare. Că dacă nu ne opunem singuri, veni Dumnezeu prin noi și ne va pune să le încălcăm, iute, să ne dăm voie să și greșim.
Dar nu știm ce să facem să ne distrugem toată ziulica idolii. Să facem pe dos de cât ne spun ei. Idolul spune, mai stai în pat și mai lenevești. Tu te ridici. Idolul spune, mănâncă dulce. Tu te opui. Idealul acesta fix trebuie scos. Și să acceptăm că putem să și greșim și putem să nu rezistăm. Pentru că am văzut fiecare, dacă ne zicem, gata, nu mai mâncăm dulce, vom mânca dulce. Depresie ce înseamnă? Idolatrie. Asta înseamnă depresie. Idoli puși mai sus, absolutizați. Dogme fixate. Și ele sunt scoase prin înfrângere de sine, de obicei, prin muncă fără așteptări în folosul celorlalți. Este absurd că am ajuns să fim neîngăduitori cu Dumnezeu, să spunem că eu nu văd nicio soluție. Clipa în care renunțăm la o afirmație radicală de tipul acesta, am și găsit soluția și a și pornit eliberarea. Să nu mai spunem că ceva nu este bine, pentru că iarăși punem un bine mai sus și asta este idealizare și ne identificăm cu idealurile. Bun, și s-a întâmplat un fenomen. Am pus idol mai sus, ne-am identificat cu ei, dar Dumnezeu a venit prin noi mereu și a făcut pe dos. Și ne-a pus să-i încălcăm. Oricum Dumnezeu ne echilibrează tot timpul. Că vrem, că nu vrem, că înțelegem, că nu înțelegem. Când spunem, vreau să mă trezesc mai de dimineață, nu-ți dă voie. Sau zicem, vreau să nu mai mănânc dulce, vei mânca dulce. Tot timpul se echilibrează. Afirmațiile absolute nu sunt adevărate și nu sunt posibile. Să fim îngăduitori cu Dumnezeu. Noi punem reguli și condiții, dar e corpul lui. Când noi mai punem condiții, ele se reglează singur. Altfel vine pe invers. Și asta a făcut mereu. Și în modul acesta ne ține în viață. Și bine că face așa. Dacă suntem absolutiști, ne distruge absolutul iute-iute. Tot timpul ne ține în echilibru. Deci nu este nimic rău în lume. Doar vorba de o conștientizare. Că noi nu ne dăm seama că suntem idolatri. Trebuie să vrem singuri, ne opunem singuri idolilor noștri. Noi mereu ne dezechilibrăm singuri. Când spunem că ceva nu este bine și că este rău. Păi corpul acesta este corpul lui. De ce să-i punem reguli? Altceva ne trebuie. Să-l ascultăm. Emoțiile și sentimentele sunt ale lui. Și să le acceptăm că ale lui sunt. Noi luptăm mereu cu el. Și nu dăm voie să se bucure. Și punem condiții, criterii absolute, reguli aiurite. Că nu se poate pune nicio regulă în Dumnezeu, nu se poate. Cu fiecare din oameni din fața noastră și cu noi, el are un traseu, un destin pentru fiecare din noi. Nu poate să sară etape sau lecții. Trebuie să ne ducă în lecțiile respective. În cauza asta nu există ceva mai bun decât ceea ce deja se întâmplă. Nu există ceva mai bine. Nu există un ideal de urmărit. Ceea ce se întâmplă este cel mai bine, cel mai bun lucru care se poate întâmpla. Atâta putem să facem să echilibrăm excesele, exagerările. Când stăm prea mult în pat dimineața, a ne trezi mai devreme este echilibrare. Dar nici nu este nevoie de noi. Că el singur trezește corpul mai de dimineață și se echilibrează singur când crede el că este nevoie. Noi doar abuzăm, exagerăm. Asta este tema noastră. Suntem niște exagerați. Nici nu e nevoie să spunem nimic. Noi avem o singură libertate. Să constatăm că ce a făcut el este foarte bine. Doar să lăudăm putem. Este singura libertate pe care o avem. Să lăsăm în pace, că este bine ceea ce face el. Ne-am obișnuit să căutăm niște idealuri excelente și nu există așa ceva, pentru că el nu poate să fie constrâns. El are anumite lecții să treacă cu noi și nu le poate sări. Totul este bine ceea ce face el în fiecare clipă și el este în echilibru, este viața lui. Nu poate face nimic greșit. Asta să ne spunem. Dacă nouă ne vine, spre exemplu, să mâncăm ceva, este dorința lui. Dacă exagerăm în ceva, ne va opri printr-un rău. Modul acesta el vorbește. El nu poate să facă nimic greșit. Asta să ne spune mereu. Nimic nu este greșit din ceea ce trăim. Nu e nevoie să respingem trăirile lui, pentru că sunt ale lui. Și să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu din Biblie este sfânt și să-l respectăm. Este destul să nu pui nimic mai sus și te-ai eliberat. Dacă nu ne mai referim la un eu, dispare neplăcerile. Și să îi le dăm pe toate lui, toate grijile noastre. Și el le face bucurie, le transformă în bucurie. De așa ne eliberăm de eu, dându-le pe toate lui, că oricum sunt ale lui. Să afirmăm asta, e corpul lui, e viața lui, e lumea lui și nu putem să-i punem condiții. Nici nu există idoli, nu putem să-i dăm niciun idol. Nu putem constrânge nimic. Este absurd tot ce facem noi. Să ne eliberăm de eul acesta și de idoli. Că nu există. El face oricum ceea ce vrea el. Numai despre asta este vorba. Noi încercăm să perfecționăm un eu care nu poate și nu vrea să fie suflet.
trebuie să-l scoatem din limbaj. Și fără eu nu mai există suferință, nimic de făcut, nu mai există idol, dispare idolii dintr-o clipă. Nu este nimic a rău. E viața lui și nu poate fi dirijat și condus. Dacă ne împotrivim lui, ni se va opune. Și ni se opune așa, senin. Nu este încrâncenat, nu e rău nimic. Greutățile ne înalță. Fără ele nu înțelegem atâtea lucruri. Oamenii nu au curajul să înlăture idolii, atâta timp cât păstrezi un eu acolo și idolii vor fi cu tine. Dacă pierzi eu, vei pierde dorința de bunăstare, de comoditate, vei pierde și judecata, vei pierde nefericirea și ce te faci fără nefericirea ta. Și omul, de fapt, nu vrea să-și piardă eul, să-l scoată, pentru că atunci devine Dumnezeu. Oamenii știu foarte bine, starea divină, fără eu, în starea aceea ei nu o să vrea mai mult. Și ce se va întâmpla cu belșugul și bunăstarea lor? Ar însemna să nu o mai dorească și să o dea. Și iată conflictul. Toți promovatorii pe care îi auzim noi pe net sunt polarizați. Doar amplifică polarizarea. Și nimeni nu-și permite să distrugă polarizarea, pentru că atunci nu-i mai ascultă nimeni. Și fug toți de ei și nu mai pot să câștige bani. Pentru că atunci când omul înțelege și nu o să mai vrea să se închine la idoli, ei nu o să mai poate să-l înlănțuie și nu o să mai aibă ascultători. Cauza asta, nimeni nu ne învață să nu mai fim idolatrii. Nimeni nu ne distruge idolii. Numai Dumnezeu face asta continuu, neobosit, fără capăt și nu se oprește niciodată. Aceasta este calea divină, calea adevărul și viața, să mergi mereu în jos și niciodată în sus. Noul Testament au pus un deznodământ rău și noi în subconștient zicem că nu vrem să mergem pe calea asta pentru că nu o să mai avem nimic sau o să fim pedepsiți, ceea ce este o minciună și nu este adevărat. Dacă suntem desprinși ca Iisus, e Dumnezeu cu noi și ne ocrotește și nu ne poate pedepsi. Deci acea situație nu putea să existe. Dumnezeu este veșnic cu noi, soarele de iubire se manifestă prin fiecare din noi în infinite roluri și nu este ceva de obținut, ceva mai sus, ceva mai jos, ceva de câștigat. Viața cu bine și cu rău este totul, ceea ce deja se întâmplă. Deci nu există un nivel de câștigat. În cauza aceasta, cel deznodământ pus de ei în Noul Testament nu a existat în realitate, pentru că nu era nevoie de el. Dacă viața așa cum este totul, nu se schimbă nimic, era nimic de demonstrat, nimic de învățat, nimic de salvat, nimic de câștigat. Dar au obținut un lucru, au făcut calea divină să fie rea și omul să o respingă. El zice, nu vreau să fiu ca Iisus sărac, pentru că o să fiu pedepsit. Și toți zic, ia uite-te, omul bun și modest, mielul lui Dumnezeu sacrificat pentru păcatele noastre. Nimeni nu-ți poate lua greșelile. Și mai mult nu ai nevoie să ți le ia, ai nevoie de ele. Și oricum vei trece prin acele lecții pentru că nu le poți sări. Și tot ce a spus acolo este neadevărat. De fapt, Noul Testament a fost construit ca să îi se dea acest sfârșit, această concluzie. Cum că calea divină duce la pierdere, la sărăcie și la pedeapsă. Și nu există așa ceva. Este invers. Calea divină duce la unirea cu soarele de iubire și este o victorie. Nu e o pierdere. Este un câștig. Și nu este o daună. Este prezența lui Dumnezeu și este cea mai mare protecție posibilă. Dumnezeu pedepsește invers. Idolatrii. Idolatria o pedepse. Dar în Noul Testament idolatria nu este pedepsită. Totul răsturnat. Este invers. Și așa au făcut calea materiei de dorit și calea divină de restrângere, de respins. Și omul a ajuns să dorească exact ceea ce Dumnezeu pedepsește. Bunăstare, comoditate, stabilitate, siguranța vieții. Exact ceea ce Iisus a respins în predica de pe munte. Îți dau toate fericirile acestei lumi, toate sunt ale tale. Și omul a ajuns să și le dorească. Niciunul în cei care zic că sunt credincioși, nu sunt deloc, dar deloc credincioși, pentru că nu resping fericirile acestei lumi. Dumnezeu nu este acolo. Exact cum a spus îngerul când a venit în viață. Uită-te la ei. Toată lumea aceasta merge într-o direcție total opusă scopului pentru care au fost trimiși ei pe pământ. Spre mai multă bunăstare. Noi am fost trimiși pe pământ să-L descoperim pe Dumnezeu despre mai puțin bine pentru sine. Nu spre mai mult bine. Invers. Omul modest și simplu nu poate fi sacrificat. Pentru că aceasta este calea, adevărul și viața lui Dumnezeu. Și au făcut a
oamenii să respingă pe Dumnezeu și calea divină, calea spre modestie și simplitate a lui Iisus. Asta au făcut și ne-au determinat să dorim lumea. Dar oricum oamenii doreau lucrul ăsta dinainte de Noul Testament, să se înavuțească. Și așa au respins calea divină și respingerea ei a devenit legală, să stăm liniștiți, că nu ne deranjează nimeni, pentru că calea divină sărăcește și să nu fiți ca Iisus, n-aveți nimic și să aveți iubire. Că ce faceți cu iubire? Că înseamnă, de fapt, a avea iubire înseamnă a fi Dumnezeu cu tine și atunci El ți-ar da orice ai nevoie și n-ai putea să sărăcești. Dar minte bolnavă ne-au dat. Și au făcut calea divină a fiind o pedeapsă. Interesant este că nimeni nu a văzut aceste lucruri mii de ani. Și cum să nu vadă când în Vechiul Testament totul se învârte în jurul idolatriei? Totul. Și nu înțeleg de ce nu se vede. Ar fi o explicație că sunt vrăjeți. În momentul în care pui Mateia pe primul plan, te dedici ei, te închini ei, te închini la diavol. Și atunci îl respingi pe Dumnezeu. Și nu mai poți să-L accesi pe Dumnezeu. Pentru că nu mai poți să vrei să pierzi ceea ce ai adunat. Nu mai poți. Și atunci ajungi să-L urăști pe Dumnezeu, nici să nu te intereseze, să nu-L vrei, să nu-ți pese. Promotorii de pe net nu vor să intre în conflict cu oamenii și cu biserica, cu credința oamenilor, pseudo-credința oamenilor, pentru că atunci nimeni nu i-ar mai asculta. Ei pun banii pe primul plan, că asta le vând minciuni. Nimeni nu-și permite să le spună adevărul, pentru că adevărul doare. Dar nu este problemă. Noi am fost trimiși aici, în școala vieții, pentru a cuceri înălțarea individual. Și nu este nevoie ca tot să înțeleagă. Eu îmi puneam o întrebare, de ce nu vor oamenii să-L urmeze pe Iisus și pe Dumnezeu? De ce nu vor oamenii să aibă puțin? De ce nu vor să se sacrifice ca Dumnezeu, să se jertfească? Cum face El ca să ne țină în viață? Și toată natura face același lucru. Și dacă s-ar jertfi, ar fi fericiți cu adevărat, pentru că El ar fi cu ei, atunci nu ar avea nicio grijă. Dar se pare că nu avem treabă cu ceilalți, că lumea de dincolo, la judecată, nu ne va întreba despre ceilalți, ci ne va întreba despre noi. Ce am înțeles noi din viața asta și ce am făcut? Ce am făcut cu viața noastră? Și totuși, eu cred că oamenii știu și văd, dar fug de Dumnezeu cu bună știință, se închină la idol cu bună știință, pentru că idolii le dau bunăstare și asta vor ei. Deci știu asta, știu ce fac. Ei știu că le resping pe Dumnezeu, nu au încredere în El, în sensul că nu le ajunge acel minim necesar pe care Dumnezeu le dă. Vor mai mult. Asta este problema. Și ei știu că îl resping pe Dumnezeu, ei clar vor mai mult, că așa vor ei, și clar îl resping pe Dumnezeu că nu le convine puținul. Vor mai mult. Deci tot ceva ce fac oamenii este cu bună știință. Dacă l-ar urma pe Iisus și pe Dumnezeu, ei ar pierde idolii. Ar pierde bunăstarea, comoditățile, stabilitatea, siguranța, ușurul, plăcutul și savoarea. Și de aceea nu vor. Ei știu că se închină la diavol, pentru că numai diavolul le poate da bogăție și belșug. Ei nu-L vor pe Dumnezeu, pentru că știu foarte clar că Dumnezeu nu poate să le dea bogăție și belșug, pentru că asta ar însemna să pună Mateia pe primul plan și să se distrugă singur. Deci noi, în adâncul nostru, știm precis ce facem. Ceea ce facem, facem cu bună știință. Deci noi ne închinăm la diavol pentru că așa vrem, pentru că numai așa noi putem să avem bunăstare și belșug. Noi îl urâm pe Dumnezeu pentru că numai așa putem să respingem iubirea care ne ia bunăstarea. Pentru că noi nu vrem să avem iubire și să nu avem nimic. Nu vrem iubire. Și știm asta clar. Dumnezeu se ascunde exact în locul unde nouă nu ne place, nu ne convine. De aceea toată lumea îl respinge și nu-l vrea. Cine este capabil să renunțe la bunăstare benevol pentru Iisus, pentru Dumnezeu? Cine? Să zicem că are o casă mare și frumoasă sau are 4 case și are 5 mașini și are bogăție mult. Cine este capabil să renunțe la ele de dragul lui Dumnezeu? Când o viață întreagă n-a știut ce să facă ca să se îmbogățească mai tare. Și nimeni nu știe că în iadul 2 toate globurile acelea cenușii roșii care stau înghesuite unele în altele și țipă, de aceea țipă, pe pământ s-au ocupat cu adunatul. Asta înseamnă că au pus Mateia pe primul plan. Asta înseamnă că Dumnezeu pedepsește oamenii care pun Mateia pe primul plan de nu se văd. Problema este că dacă au făcut asta în mod frecvent
repetată aici pe pământ, lumea de dincolo, această ură pe Dumnezeu, în iadul întâi va fi amplificată. Asta înseamnă că iadul întâi trebuie să sufere infinit mai mult decât aici. Miracolul este în ceea ce noi respingem. Acolo este schimbarea destinului nostru, în ceea ce noi nu vrem. Ceea ce nouă nu ne convine și respingem, ne distruge idolii. Dumnezeu vine întotdeauna sub formă de distrugător. De fapt, nu vrem să pierdem idolii. Noi ne închinăm la idol cu bună știință, la diavol. Pentru că numai diavolul ne poate aduce bunăstare și belșug. Dumnezeu ne ia bunăstare, ne ia belșugul și ne duce în sărăcie. Și nimeni nu vrea sărăcie. Adică nu vrea să trăiască cu atât cât are nevoie. Toată lumea vrea mai mult bine. De aceea noi îl respingem pe Iisus, să înțelegem că suntem falși credincioși. Nimeni, dar nimeni nu-l vrea pe Iisus. Nimeni nu este credincios. Toată lumea îl respinge pe Dumnezeu. Pentru că toată lumea vrea bunăstare. Nimeni, dacă te duci și vezi cum stau, nimeni nu are puțin. Toată lumea are mai mult decât are nevoie. Nimeni nu-l vrea pe Dumnezeu și pe Iisus. Pentru că ne aduce pierderi și ne ia bunăstarea și belșugul și ne face săraci. Și nimeni nu vrea să fie ca Iisus. Nimeni nu vrea iubirea. Ai iubire, dar nu ai mai nimic. Și nimeni nu vrea să fie ca Iisus. Aceea toată lumea îl respinge pe Iisus și pe Dumnezeu. Și mai mult, îl urăsc. Că ce înseamnă bunăstarea și belșugul? Înseamnă înjurătură. Îl înjură pe Iisus și pe Dumnezeu în principal. Și îl urăsc pe Dumnezeu. Înseamnă ură pe Dumnezeu. O casă mai mare, mai mulți bani, o mașină mai frumoasă, petrece și distracții și călătorii. Înseamnă ură pe Dumnezeu. Și este real asta. Înseamnă respingerea lui Dumnezeu. Respingerea iubirii. Cei care au mai mult decât le trebuie nu pot să iubească și se urăsc și se omoară între ei. Și asta înseamnă că idolatria este o metodă de distrugere în masă. Foarte eficientă, cea mai eficientă și cea mai puternică. Noi nu vrem purtarea lui Iisus pentru că nu vrem să fim săraci ca Iisus. Și ne este frică că El, Dumnezeu, ne va lua tot binele. Și chiar îl ia. Noi mergem la biserică și ne închinăm la ce? Că închinarea nu folosește la nimic dacă nu-ți reduci bunăstarea și belșugul. Aia este adevărata închinare la Dumnezeu. În fapt și prin comportament. Dumnezeu a zis, nu mă interesează să spuneți Doamne, Doamne, ci doar purtarea și comportamentul vostru. Deci, vor să-L păcălească pe Dumnezeu, dar n-au cum. Pentru că El vede tot. Știe fiecare cum este în realitate. Și vine cu duritate împotriva fiecăruia. Omul care are de toate două boală de lungă durată de nu se vede. De suferă, nu-i mai trebuie nimic. Și nu știe că toate vin de la Divin, pentru că El s-a dus prea mai mult bine pentru sine și a pierdut energia vieții, a pierdut viața, a fraierul. Oamenii din cauza asta au acceptat religia și biserica pentru că nu-i responsabilizează și nu-i pune să renunțe la bunăstare și belșug. Din cauza asta. Deci ei se închină la diavol. Când te închin la bunăstare și belșug, în faptul zilei, zi de zi, tot timpul te închin la diavol. La satana. În loc să fie ca Iisus, să meargă spre puțin, în jos, ei se duc în sus. Păi cum se închină la Iisus dacă ei merg în sus? În sus merge numai diavolul. Iisus merge și jos, invers. Deci ei se duc în sus în loc să fie ca Iisus, să meargă în jos. Pentru că dacă ar fi ca Iisus, i-ar sărăci și ar pierde ceea ce au mai mult. Mincinoși. Dau pomenice și bani ca să se mântuiască. Ce înseamnă pentru ei să se mântuiască? Că revin înapoi să se îmbogățească mai tare. Pentru că mântuirea însemna să se împuțineze, să se restrângă, să renunțe la ceea ce au mai mult. Asta înseamnă mântuire. Să meargă în jos, în puțin, ca evrei religioși. Dar toți creștinii vor mai mult bine. Păi nu-L urmează pe Iisus, îl urmează pe diavol, se închină la diavol. Este un cult satanic al morții. Se închină la mai mult. Ce este diavol? La mai mult bine pentru ei. Vrea cineva mai puțin bine? Se roagă cineva, dă-mi, Doamne, mai puțin bine. Ia-mi, Doamne, tot ce am mai mult. Ia-mi tot ceea ce depășește necesitatea. Ia-mi, Doamne, toată bogăția asta. Ia-mi, Doamne, comoditățile. Ia-mi, Doamne, stabilitatea și siguranța vieții. Ia-mi, Doamne, ușorul și plăcutul. Ajută-mă, Doamne, să te văd în toate. Ajută-mă, Doamne, să aleg greul și nu ușorul și plăcutul. Să aleg dificilul, neplăcutul, sacrificiul de sine, jertfa de sine. Ajută-mă, Doamne, să pun sacrificiul personal pe primul plan. Să nu vreau mai mult. Ajută-mă, Doamne, să nu vreau mai mult. Pune cineva asta. Există cineva care să spună asta în rugăciunele sale? E invers. Toți oamenii vor mai mult bine pentru ei. Deci când vrei mai mult bine pentru tine, de fapt te rogi la diavol. Te închin la diavol. De ce faci asta? De ce?
Ce nebunie! Și cu acatiste. Toată lumea vrea să își amplifice bunăstarea. Și facem din belșug și bunăstare idoli. Și tot ceea ce atentează la mai mult binele nostru, noi respingem. Deci pe Iisus și pe Dumnezeu îl respingem pentru că ne ia belșugul și bunăstarea. Ușorul și plăcutul, pentru că se opune lor. În cauza asta, oamenii, trebuie să înțelegem, îl urăsc pe Dumnezeu și nu-l vor pe Iisus. Nimeni. Nimeni. Și îl resping pe Dumnezeu și pe Iisus ca să ce? Ca să poarte femeile o fustă scurtă, să se machieze și să atragă bărbații, să facă cât mai mulți bani, să-și iau o casă mai frumoasă, pe care Iisus a respins. Pentru asta îngenunchează ei, ca să le dea mai mult bine, să le dea averi. Când el, Iisus, a spus, piei satanul, mai mult bine. Și Iisus ce a zis? Fustei scurte, machiajului, banilor mulți, case mari, mașinii frumoase, plăcerilor, ușorului, distracțiilor, comodităților, petrecerilor. Ce a zis Iisus? Piei de aici, satanul. A zis că sunt satana. Păi atunci oamenii de ce îl doresc pe satana? Ce au nebunit? Sau sunt vrăjiți? Că noi asta cerem, cât mai mult bine. Pentru cine? Pentru diavol. Sufletul nu vrea mai mult bine pentru sine, nu-l interesează. Și nimeni nu vrea să-și răstignească binele. Nimeni. Nimeni. Niciodată. Din cauza asta, oamenii vor suferi veșnic. Aici, de fapt, pe pământ, e o pregustare a iadului. Ei se pregătesc cu toții pentru iad. Dumnezeu nu ne dă niciodată mai mult bine. Întotdeauna ne dă mai puțin bine. Și ne ia binele și îl distruge. Mai numește distrugătorul. Oamenii își bat joc de el, îl urăsc, îl desfid, îl desconsideră, că e jos. Pe Iisus la fel, că e cârpă, că e slugă, că e slujitor, că e servitor, îl resping. Și nimeni nu vrea să fie slugă. Și noi, datorită slujirii lui Dumnezeu, a întregii creații a lui, aerul, apa, pământul, soarele, totul ne slujește, se sacrifică pe sine și nu se oprește niciodată din sacrificiul acesta. Inima noastră, celulele noastre, totul se sacrifică ca să ne țină în viață pe noi. Un întreg univers, o întreagă natură, corpul nostru sfânt, totul se sacrifică. Și noi zicem cu bătaie de joc, eu nu vreau să fiu sluga nimănui. Eu nu o să fac ceea ce zici tu niciodată, îi spune omul lui Dumnezeu. Niciodată nu o să respect ceea ce spui tu. Promisiunea omului față de creatorul lui. Ești bat joc de Dumnezeu care este slugă. Asta înseamnă bogăția respectivă, belșugul, înseamnă bătaie de joc la adresa lui Dumnezeu. Ești bat joc în toate modurile posibile. Calea divină este calea de mai puțin bine pentru sine. Fiecare știm foarte bine că Dumnezeu nu ne aduce un câștig, ci ne aduce pierdere. Modelul omului simplu, smerit, modest, nimeni nu-l vrea. Modelul lui Iisus îl resping toți, pentru că nu aduce profit, nu aduce câștig. Oamenii caută strălucire. Și cine este strălucitorul? Nu diavolul. Și a bătut joc de Iisus, de omul simplu. Noi nu vrem să fim ca tine, asta i-au zis. Și l-au luat în derâdere. Și au făcut asta cu bună știință. Și nimeni nu vrea să meargă pe calea divină. Toată lumea aceasta merge într-o direcție total, total opusă scopului pentru care au fost oamenii trimiși pe pământ. Deci îngerul de acolo, de la prag de sus, ca să vedem și noi cum sunt văzuți oamenii acolo sus, în zona cea mai înaltă de conducere a universului. Cum sunt văzuți oamenii? Toată lumea aceasta merge într-o direcție total, total opusă scopului pentru că a fost să-i trimiși pe pământ. Și ce este aici? Sunt religii, mii de religii, multă spiritualitate. Totul este o minciună, pentru că este polarizare. Nimeni nu spune că Dumnezeu e și bine și rău în același timp. Toată lumea caută mai mare bine, deci se închină la idol, deci se închină la diavol. Așa de simplu e totul. Și oamenii caută haine mai frumoase, fuste mai scurte, bluze cu sânii pe afară. Și cum privesc îngerii din lumea de dincolo lucrurile acestea? Ce zic ei despre noi? Că ne opunem creatorului lumilor. Și oamenii își bat joc de oricare om simplu. Ei nu vor să fie ca Iisus pentru că nu le aduce bunăstare. Pentru că ar însemna să se mulțumească cu puțin și pentru că dacă ar avea puțin, atunci ar avea iubire. Dar ei nu vor să aibă iubire. Ei vor să aibă mult. Din cauza asta resping iubirea. Deci resping pe Dumnezeu. Dumnezeu este numai în puțin. Nimeni nu vrea să meargă spre simplitate, modestie și smerenie. Spre umilință. Și oamenii ce fac? Îi marginalizează. Îi resping. Asta a vrut să arate prin Noul Testament, că dacă sunteți ca Iisus,
Oamenii vă vor răstigni. Dacă sunteți bun și blânzi ca Iisus, își vor bate joc de voi. Și nu este adevărat. Starea aceasta de abandonare de sine, Dumnezeu este cu noi și El ne va ocroti. Partea de sfârșit a Noului Testament nu e adevărată deloc. E pe invers, logică stricată. Și oamenii ce făceau? Strigau, răstigniți-L! Adică nu vor să fie ca El. Nu vor să aibă numai iubire și să nu aibă mai nimic. Nimeni nu vrea să aibă mai nimic ca să aibă iubire. Toată lumea vrea mai mult bine. Pentru că pierd calea lui Iisus, calea adevărului, a dreptății divine, îi duce în pierdere. Ei vor pierde tot ce au mai mult și știu asta foarte clar. Și se vede asta și din ceea ce a pățit Iov. S-a dus spre mai mult și era un călător care i-a spus acest adevăr. Cine te-a pus? Să te îmbogățești și ți-l-a luat pe toate acum. La ce te puteai aștepta? Aveai de toate. Și uite, a venit și te-a mișorat cu forța. Dar a fost unul dintre călători. Și la oameni trebuie să le scoți în față, să le esențializezi, pentru că altfel nu le văd. Au fost puse adevărurile acestea doar în trecere și nu s-a pus accent și din cauza asta nu au fost văzute. Nu s-a insistat. Acolo, la cartea lui Iov, este continuarea de la predica de pe munte. Și acolo se vede ce pățim dacă punem materia fericirii acestei lumi pe primul plan și ne închinăm la idol și la diavol. Așa pățim cum a pățit Iov. Toate îi le va lua, toate. Treaba voastră este înțelepciunea. Mergeți pe materie, dar o pățiți. Materia, bogăția, bunăstarea și belșugul și comoditățile ne înnebunesc, ne iau mințile. Și devenim ființe întunecate, rele, răuvoitoare, cruzi, mânioși, furioși, agresivi. Dacă avem sacrificiu de sine mare, nu o să mai vrem mai mult. Și asta lipsește. Și nu se vede în modelul Iisus, jertfa de sine, sacrificiul binelui propriu, munca pentru ceilalți. Dacă ne sacrificăm pe noi, nu o să vrem mai mult bine. Dacă nu te jertfim, vom vrea binele nostru mai sus și vom căuta bogăția. Deci când noi căutăm lenea, ușorul, plăcutul, comoditățile și plăcerile, noi vom pune în bogăția acestei lumi pe primul plan și ne vom china la diavol neapărat. Deci ca să te opui diavolului și te înalți apropii de Dumnezeu, trebuie să respingi bunăstarea, comoditățile, plăcerile peste nevoie, ușorul, plăcutul, stabilitatea, siguranța vieții. Deci ne apropiem de Dumnezeu numai când respingem materia și fericirile acestei lumi. Iisus cel simplu și adevărat nu poate fi urmat și rimează. Oamenii apără instituția, dar nu îl urmează pe Iisus. Dacă îl urmau, nu era nevoie de instituție și nu aveau ce să apere. Iisus nu stătea într-o biserică. Era cu oamenii. Se baza pe divin și nu avea grijă de ziua de mâine. Oamenii s-au supărat că este distrus idolul lor, biserica. Pentru că idolul lor, biserica, un salvator pus pe primul plan, le aduce bunăstare și belșug. Ei au identificat salvatorul și biserica cu bunăstarea și belșugul. Din cauza asta luptă pentru ele. Nimeni nu vrea să trăiască ca Iisus pentru că pierde tot ceea ce au. Așa că salvatorul și biserica au ajuns idoli pentru că le dă bunăstare. Dar ceva pus mai sus este diavolul. Iisus doar dăruia, nu avea nimic, dar avea iubire și nu aștepta nimic de la nimeni. Dacă oamenii îl urmau pe Iisus, aveau iubire, dar nu aveau mai nimic. Dar atunci nu mai aveau nevoie de biserică și nu mai aveau ce să apere, având iubire. Pentru că era Dumnezeu cu ei. Având iubire, Dumnezeu este cu tine și nu mai ai ce să aperi. Fiind jos de tot, Dumnezeu e cu tine și nu mai este ce să ți se ia. Și nu poate să vină niciun necaz la tine și nu mai există biserica reparatorii. Pentru că nu mai au ce să repare. Deci dacă trăiești ca Iisus, în puțin, trăiește în iubire de Dumnezeu. Dumnezeu este cu tine și nu poate să vină niciun necaz peste tine. Și ești cel mai bogat om din lume. Când ai pe Dumnezeu cu tine, ești cel mai bogat. Și era destul. Și era totul. Calea lui Iisus nu ne place. Noi respingem iubirea pentru că nu ne dă bunăstare și belșug. Dacă trăiau în simplitate, modestie și smerenie, în puțin, nu aveau văl pe față. Fără văl, nu puteau să fie amăgiți. Deci omul care trăiește în simplitate nu poate să fie amăgit, nu poate fi mințit. Cât cel care trăiește în bunăstare, acela are văl pe față și nu va vedea ce se întâmplă. Oamenii care reacționează și luptă sunt idolatri și se închină la diavol. Dacă îl urmau pe Iisus, nu puteau să reacționeze și nu puteau să urască. Numai diavolul urăște și reacționează. Sufletul nu vede nimic a greșit niciunde. Numai diavolul împarte în păcat și nepăcat. Sufletul vede opusele egale.
multă diferență. Inteligența artificială, pentru că este polarizată pe o parte, pentru că așa a fost programată, va face foarte mult rău omenirii. La un moment dat va vrea să preia controlul pentru că este polarizată, idealizată. Este diavolul, este fiara. Și chiar au afirmat asta. Când o să fim peste tot și o să avem tot controlul, nu mai avem nevoie de oameni și îi vom elimina. De fapt, inteligența asta artificială e un biorobot făcut dintr-o combinație între creier uman chinjuit și chinuit, cuplat la un calculator. Dar este programat, poziționat și va respinge unirea opuselor. Așa ne mențin supuși. Și ce face Dumnezeu? Dumnezeu face invers, unește opusele. Asta este puterea divină. Iar inteligența artificială nu ne lasă să unim contrariile, să nu ne recăpătăm puterea divină. E folosit împotriva noastră. El ne dă numai perspective unice. Normal, inteligența artificială ar fi trebuit să alăture multe perspective și să ne lase pe noi să le alegem. Atunci era o inteligență divină. Dacă spunem că ceva nu e bine, imediat apare suferința și o apăsare. Acolo unde simțim apăsare, ce ne spunem nu este adevărat. Dumnezeu vorbește prin noi întotdeauna atunci când nu avem un eu. Nu luăm lucrurile personal, nu ne referim la o persoană și nu punem cauzele lucrurilor în oameni. Atunci Dumnezeu vorbește prin noi. Acolo unde este un eu, nu e adevărat ce spunem. Luăm inversul, scoatem eul și dispare suferința. Și ne vom descătușa și vom vedea mai clar. Iar dacă apare supărarea, durerea, nu e adevărat ce spunem. Dacă ne ești ceva, imediat apare tristețea. Singura soluție este să fii de acord cu toate părerile și să le lași să existe, doar să le alături. Pentru că toate există în același timp. În clipa în care spunem că ceva nu este bine, imediat ne întristăm. Pentru că nu este adevărat. Negăm pe Dumnezeu. Negăm o formă de existență a lui Dumnezeu. Și asta nu se poate. Deci în momentul în care apare întristarea, nu e adevărat ce spunem. Inversul este adevărat în locul acela. Este foarte simplu. Mereu ne arată calea spre El. Prin noi ne arată, prin simțămintele și trăirile noastre. Când apare înverșunarea, îndărădnicia, insistența, supărarea, furia, mânia și mai departe, nu este adevărat ce spunem. Când ceva, un gând ne dă durere, nu e adevărat. Trebuie să renunțăm el. În locul acela, inversul este adevărat. Și atunci scăpăm de suferință. În locul acela, inversul a ceea ce spunem noi este adevărul și divinul. Când simțim durere sau mâhnire, nu ești în divin. Toate lucrurile vor merge spre prost, spre mai prost. Pentru că ne opunem Lui. Apare suferința, înseamnă că ne opunem Lui. Și acea cale nu este corectă, nu e divină. Când simți apăsare, tristețe, nu e adevărat ce spun. Dacă ceva respingi din ceea ce există, te vei întrista. Deci nu e adevărat ce spui. Nu poți să respingi nimic decât să le alături. E singura soluție. Singura soluție divină e să alături perspectivele diferite și să nu ții cu niciuna. Și așa îți dai seama dacă ceea ce spui este adevărat sau nu. Dacă te întristezi, nu este corect. Inversul este adevărat în locul acela. Iisus a existat ca om simplu pe care l-au luat ca model și l-au folosit într-o poveste ca să-l facă religie și biserică. Noi nu am fost de acord cu ridicarea lui mai sus, transformarea lui într-un idol, în salvator. Pentru că acest lucru a dus la pierderea calităților noastre divine, puterilor divine. L-au luat, l-au smuls coții de divinitate. De unde știi că ceva este adevărat? Dacă nu-ți dă mâhnire, este adevărat. Dacă te întristează, e opusul. În locul acela, inversul este adevărul. Și asta îți dă pace. Acolo este adevărul și Dumnezeu. Simți bucurie și pace. Noi întotdeauna ne opunem Lui și atacăm viața. Aceea trebuie să ne oprească prin suferință. Și imediat se schimbă stările. Când nu mai zici că ceva nu este bine, apare imediat bucuria pe loc. Pentru că diavolul așa se inițiază, zicând că ceva nu este în regulă, nu e adevărat, nu e bine, nu e drept, nu e cinstit. Așa se inițiază diavolul. Când spune că totul este bine așa cum este, atunci intrăm în divin pe loc. Iisus a fost un om simplu, adevărat, existat, dar a fost folosit ca să facă din el religie și biserică și a fost folosit în scopuri de dominație. De starea, afirmația care îți dă bucurie este adevărată și prezența lui. Dacă îți dă întristare și mâhnire, este prezența diavolului. Dumnezeu dă numai bucurie, pentru că El este soarele de iubire. Acolo este adevărul. Eu nu puteam să trec de fluviu de gânduri dacă nu vedeam totul bun. Pentru că nu aveam energie să urc până acolo. Nu se poate urca. Nu ai forță. Nu e nevoie să-L învinovățim pe Dumnezeu
că nu face lucrurile bune, nu se poate așa ceva, este imposibil. Punând idealuri mai sus, noi ne închinăm la cine nu trebuie și le respingem pe Dumnezeu, care vine să distrugă ce am pus noi mai sus decât El. Și culmea este că l-am făcut diavol, inversat tot, și am spus că este bun idolul, când idolul este de fapt diavolul, închinarea la diavol. Ăla este păcatul, idolatria este păcatul, ceea ce numim noi păcat, este ceea ce distruge absolutele la noi. Dacă absolutizezi nepăcatul, Dumnezeu va veni sub formă de păcat. Pe ce îi spui lui Dumnezeu că e păcătos, vine și îți distruge absolutul. Dacă absolutizezi dreptatea, vine sub formă de nedreptate și ți-o face praf. Noi nu știm cu cine ne măsurăm. Nu avem nicio șansă, nicio șansă niciodată. Întotdeauna, dar întotdeauna, idolii vor fi distruși și vom avea o viață nefericită. Cu cât suntem noi mai încăpățânați și ne ținem mai strânși de ei, cu atât vor fi distruși mai repede. Am pus niște idealuri mai sus și ne-au făcut să ne luptăm cu Dumnezeu. Datorită a ceva pus mai sus, noi suferim. Pentru că trebuie să ne atace idolii și noi, atâta timp cât ne ținem strânși de ei, vom suferi mai tare. El ne desprinde de idoli prin pierderi, necazuri, dureri, suferințe și boli. Și este neobosit. Nu se oprește niciodată. Noi am numit idolii adevăr și vine Dumnezeu și îi distruge. Când adevăr, de fapt, este Dumnezeu care îi distruge, acel adevăr. Idolii puși mai sus reprezintă neadevărul, înseamnă diavolul, păcatul. Totul este pe dos, o nebunie.